Mă numesc Tandalache Maria. M-am născut într-un sat în județul Bistrița, Năsăud. Se cheamă Bârla. Am terminat școala sanitară la Bistrița. De la Bistrița, Dumnezeu m-a adus în marele oraș Timișoara, unde am lucrat la clinica de oftalmologie timp de 36 de ani și 6 luni, de unde m-am și pensionat. De mic copil mi-am dorit halatul alb. Am lucrat cu omul. Poate în toată cariera mea oi fi supărat pe cineva, dar mi-am dat tot interesul ca fiecare bolnav, în momentul când iasă pe ușă, să fie mulțumit de tot ce am făcut eu pentru el. De mic copil, bunicul meu m-a învățat, Tatăl nostru, m-a învățat că există Dumnezeu. Dar viața și timpul de atunci, și ducându-mă la biserica noastră, n-am învățat prea multe lucruri despre Domnul Iisus. Nu știam prea multe lucruri despre Domnul Iisus. Mergeam la înviere, la Paști, vedeam ce s-a întâmplat, veneam înapoi acasă, nu ne apucam să ne rugăm, să punem pe masă tot ce este mai bun și să ne veselim. Nu știam nimic. Într-o zi căutam pe postul de televiziune un film, să fie un film polițist, că asta îmi place mie. Și tot dând de pe un post pe altul, văd sus Alfa și Omega. Doamne, ce-o fi cu postul ăsta? Am oprit. În momentul când am oprit, era la televizor domnul Pețan cu un pastor pe care îl chema Iliuță Popa. În momentul când am auzit pe acel pastor răspunzându-i la întrebările domnului Pețan, am rămas șocată și am zis: Doamne, unde am fost până acum? De acum înainte eu trebuie să citesc în Biblie, pentru că acest om mi-a deschis mie sufletul spre Dumnezeu. Am început să văd un film, am început să văd pe Joe Meyer, care îmi plăcea grozav, să stau să ascult cum ea predică, văzând miile de oameni din sălile ei. Și am început să citesc Biblia. Și văzând ce scrie în Biblie, nu încetam să mă întreb: unde, Doamne, am fost până acum? Am încetat să nu mai mă rog la icoane. Când mă duc la biserică, fac ce face toată lumea, dar acasă aveam locul meu în care, după ce am citit Chip ce oprit să nu-ți faci ca să te închini lui, am ajuns la concluzia că nu-i voie. Trebuie să mă retrag în odăița mea, să mă pun în genunchi și să mă rog Domnului pentru tot ce am nevoie. Dumnezeu a venit într-un mod miraculos în viața mea când mi-a murit copilul, la 25 de ani. Eu am avut un moment în care l-am supărat pe Dumnezeu, dar pe urmă mi-am dat seama că fără Dumnezeu nu puteam să ajung până în ziua de astăzi, pentru că în momentul când pierzi un copil, ai pierdut tot. Poți să ai 100 de copii. Este o durere care numai cel care a trecut prin ea poate să înțeleagă. Nimeni altul. Dar dacă Dumnezeu este lângă tine și îți dă speranță și îți dă curaj și îți continuă viața, că viața continuă prin Dumnezeu, pentru că în clipele alea de greutate poți să faci orice. Dar fiind Dumnezeu lângă tine, mergi mai departe. Și citind în Biblie cuvântul lui Dumnezeu și ascultând la televizor postul Alfa și Omega, care este extraordinar, nu m-a mai tentat atât de mult restul ce se întâmplă la televizor. Deci pur și simplu ascultam cuvântul Domnului la televizor. Și într-o zi mi se întâmplă că dau drumul la televizor și negru. No, ce s-a întâmplat? M-am dus frumos la UPC și le-am spus: vreau să vă rog ceva. Mi-a dispărut postul Alfa și Omega. Dacă în 48 de ore nu-l văd înapoi, ia să urât. Aia s-a uitat la mine, nu au zis nimic, nici că, nici da, nici nu. În sfârșit,
m-am trezit a doua zi, că a venit unul, mi-a adus un decador și am avut din nou postul. Nu am putut înțelege pe acest televizor de ce a luat postul, pentru că și la ora actuală nu-i nimica pe el. Pentru că acest post, intrând în casa fiecărui om, indiferent cât ai fi, cu un suflet de împietrit, Dumnezeu te aduce, că vezi și îți spune clar ce trebuie să faci. Și așa am început eu să-L cunosc din nou pe Domnul Iisus, că nu-L cunoșteam. De Dumnezeu știam, dar de Domnul Iisus mai puțin. În biserica noastră este multă rugăciune cu Maica Domnului. La Alfa Omega îmi place Joie Maier, în care învăț niște lucruri prin care și ea a trecut prin greu, am trecut și eu prin greu, și învăț de la ea niște lucruri bune. Dăruiesc foarte puțin la cât ar trebui, dar cu puținul ăla mă simt atâta de bine și Dumnezeu mi-l întoarce dublu. Pentru că eu am văzut că acest domn Pețan, care este un om deosebit, l-am văzut un om deosebit, apoi am văzut cum vă respectă pe restul de oameni din Alfa și Omega. Și am văzut scris că dacă contribui numai cu 2 euro, el este mulțumit și îți mulțumește pentru tot. Și am început din puținul meu. În momentul când m-am trezit în urmă cu 2 săptămâni, că am trimit acasă mulțumire, am rămas fără cuvinte. Am rămas, Doamne, nu se poate, mai există cineva în ziua de astăzi. Și am zis cu soțul meu, când putem să facem tot posibilul să ducem. Puținul ăla poate duce cuvântul Domnului în foarte, foarte multe case.